În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dis de dimineață ceata femeilor a căutat pe soarele cel ce este mai înainte de soare, care apusese în mormânt. Iar îngerul cel luminos a strigat către dânsele: a răsărit lumina, Hristos a înviat, veniți, ucenicilor, schimbați întristarea în bucurie și prăznuiți Paștele Domnului, Cel ce dăruiește lumii mare milă. Este stihira a treia de la vecernie. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Sfânta Evanghelie de astăzi ne istorisește cele întâmplate în a treia zi după răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, zi care poartă și numele de ziua întâi a săptămânii, ziua învierii sau Paștile Domnului, Paștile. Personajele acestei istorii, personajele acestei minuni unice, adică prima întâlnire cu Hristos cel înviat, culmea, nu sunt apostolii. Nu sunt nici cei 70 de ucenici. Nu sunt frații. Nu sunt bărbații. Nu sunt curajoși. Ci sunt niște femei amărâte, umilite, plânse, ostenite, cernite și tăcute. Foste unele dintre ele îndrăcite, foste unele păcătoase, foste desfrânate. Sigur că se pune întrebarea, de ce așa? De ce le s-a dat femeilor acest dar minunat de a vedea primele învierea și de a vesti primele înviere? Iubiți credincioși, răspunsuri sunt mai multe. De exemplu, unii spun că prin aceasta Domnul nostru Iisus Hristos a dat întâietate iubirii. Pentru că se zice în cărți că femeile sunt în stare de o simțire mai profundă, mai adâncă, de o jertfelnicie mai deplină și de o iubire mai puternică. Pentru că numai un bărbat a fost la grozăvia răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Știți din Evanghelie, Ioan. Dar mai multe femei nu l-au pierdut de noapte pe Mântuitorul Iisus Hristos până la cruce și până la mormânt. Tot așa, Pilat și cu Irod se aliază, se înfrățesc, se împrietenesc amândoi și se leagă amândoi împotriva Domnului nostru Iisus Hristos și n-au curajul să le libereze, deși conștientizează că este nevinovat. Pe când soția lui Pilat și femeia intendentului lui Irod îi iau apărarea pe față. Mai departe, toți apostolii sunt ascunși de frica iudeilor. Doar sfintele mironosițe din Evanghelia de astăzi
vin la mormânt dis de dimineață, trecând peste toate amenințările, trecând peste toate înfricoșările soldaților, numai ca să ungă trupul, să vadă trupul Mântuitorului, să-l ungă cu miruri și cu miresme. Și dacă ne amintim bine, iubiți credincioși, chiar din cele din tâi zile ale slujirii publice a Mântuitorului, femeile l-au ajutat. Femeile nu l-au părăsit niciodată, închinându-și lucrările lui toată viața lor, urmându-l peste tot, călcându-i pe urme, din loc în loc, din oraș în oraș, din sat în sat. Și, până înțeles, mărturisind cu curaj nădejdea și credința lor, chiar punând de bunurile lor, averea lor și banii lor și veniturile lor la picioarele Mântuitorului și a Apostolilor Domnului. Pentru ca ei se poate să ajute pe săraci, pe văduve, pe orfani, și să se întrețină toți cei care se hotărâseră propovăduirii bunei vestiri a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, trecând peste toate aceste adevăruri înalte, frumoase, minunat și rare, Sfinții Părinții ai Bisericii noastre Ortodoxe mai spun și altceva. Sfinții Părinți spun că Bunul Dumnezeu a hotărât ca femeile să vestească învierea lui Hristos primele, pentru ca astfel să se îndrepte o greșeală străveche de 5.000 de ani. Cum să se îndrepte? Iată cum îi vizit din ce. Femeia, din strămoșa noastră Eva, prin neascultarea ei și prin tot ceea ce a făcut ea în rai, luându-se prima după șarpele diavol, ea a adus omului și lumii întregi moartea, blestemul și iadul. Și tot ea, ca un canon de la Dumnezeu, se cuvenea să aducă prima bucurie, vestea cea bună, făgăduința vieții prin Hristos cel răstignit și înviat. Și canonul acesta se împlinește acum, astăzi, cu cele 7, spun unii, alții 8, alții mai multe, femei mironosite. Deci așa după cum Eva auzise, după cădere, o sânda rostită de Dumnezeu, tot ea, femeia, vedea sau va vedea și va auzi cea de întâi vestea cea mare a izbăvirii morții de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Rușinea care a păsat asupra femeii, iată că după alungarea din rai, este șteasă pentru totdeauna, odată cu împlinirea răscumpărării și mântuirii întreg neamului omenesc prin Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că toată lumea a aflat de învierea Mântuitorului Iisus Hristos prin apostol. Dar ei au primit această veste unică de la Sfintele Femei Mironosițe, care spunea foarte frumos un Sfânt Părinte, au fost întocmai ca niște ghiocei primăvăratici, duhovnicești, cele din tâi vestitoare ale primăverii duhovnicești,
și ale mântuirii neamului omenesc prin Hristos care a venit. Și acum o să o luăm puțin mai pe larg și vom lămuri lucrurile mai pe îndelete așa, ca să înțelegeți dumneavoastră mai bine, după putința fiecăruia și după puterea mea slabă de a explica. Iubiți credincioși, fiecare dintre dumneavoastră, poate din auzite, poate din experiență, știți ce înseamnă un mormânt. Și mai ales ce înseamnă un mormânt drag. Și ce înseamnă pelerinajul la un cimitir care înghite în el o ființă scumpă sau mai multe. Pelerinajul acesta este o clipă de adâncă reculegere, o adevărată comuniune cu sufletul celui ce ne-a părăsit, este un moment de înmuiere a sufletului și de îndulcire chiar a tristeții provocate de despărțirea aceea, poate veșnică. De aceea un creștin întotdeauna când trece pe lângă un cimitir sau pe lângă crucile morților de pe marginea drumurilor, trebuie să se închine, trebuie să se gândească la moarte, trebuie să se gândească la cei ce plâng, trebuie să se gândească la cei ce plâng o ființă dragă, plecată pentru totdeauna dintre noi. Ori această imagine, acest cadru, acest tablou ne amintește și ne introduce chiar în Sfânta Evanghelie de astăzi cu mormântul acela unic și cu grădina Ghetsimani. Ba mai mult! Și mult mai mult, pentru că aici putem să vedem, putem să simțim și putem să auzim strigătul acela de desnădejde și de totală dezorientare a femeilor minorosițe în fața mormântului gol. Era un mormânt gol, iubiți frați și surori. Trupul Domnului nu mai era în el, ci numai giulgiurile puse într-o parte acolo. Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, strigă o mironosiță printre lacrimi. Și nu știu unde l-au pus, vă dați seama, iubiți credincioși, cam ce sperietură, cam ce groază, cam ce durere. Puneți-vă dumneavoastră în locul lor. Vă duceți la cimitir să tămâiați sau să ziceți o rugăciune la mormânt. Și când ajungeți, vedeți cum capacul e dat la o parte și mortul lipsă. Cred că toate frigurile și toate spaimele vă încearcă. Așa au pățit și femeile mironosițe din Evanghelia de astăzi. Și pătimeau această înspăimântare grozavă pentru că nici ele, nici ucenici, nu înțeleseseră nimic din Scripturi sau ceea ce este mai important. Nici din răstignirea Domnului, nici din tot ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Nu au înțeles. Lucru ce nu se întâmplă cu Maica Domnului.
Maica Domnului care n-a mai venit la mormânt. Și n-a mai venit pentru că Maica Domnului știa că potrivit tuturor profețiilor Vechiului Testament, Fiul ei și Dumnezeul ei urma să învieze sau înviase în sufletul ei de mult. Iubiți credincioși, în continuare, să vorbim puțin și despre femeile mironosițe, între care Sfânta Maria Magdalena ocupă un loc principal, deosebit, atât în Sfintele Evanghelii, cât și în tradiția noastră bisericească. Sfânta Maria Magdalena este păcătoasă aceea care a primit de la Mântuitorul Iisus Hristos iertarea și vindecarea aceea minunată, ea fusese bântuită de 7 diavoli, de 7 patimi, de 7 păcate, scrie la Luca, capitolul 8. Dar după înviere, iată că ea ajunge mărturisitoarea cea de întâi. Și spune și cât bine a făcut ei Domnul și că l-a văzut pe Domnul înviat și cu această mărturisire ajunge și la Roma, la împăratul Tiberiu. După mai mulți ani de viețuire cu adevărat creștinească și îngerească, Maria Magdalena Mare la Efes și este îngropată de Apostolul Ioan. Iar Sfintele Imaște au fost aduse mai târziu la Constantinopol de către preanțeleptul Leu. În niciun caz să nu vă luați după prostiile și nebuniile și drăciile scoase acum de necredincioși, de antichriște, Hristoși mincinoși de proroci, mincinoși care le vedeți dumneavoastră și le auziți că se discută. Nu mai vă spun ce se discută, că e arhi plină lumea acum de vorbe și discuții. Celelalte femei mironosițe au fost Maria, mama lui Iacov, Salomea, mama Zevedeilor, Ioana, femeia lui Cuza, ispravnicului Ron. Unii zic că și Fotimia, samarineanca, căreia Domnul dezvăluie păcatele în față și căreia îi provoacă setea aceea de apa cea vie și arată calea vieții desăvârșite și izvorul sfințeniei, și o încredințează că El este Mesia cel așteptat. Au mai fost Maria, o altă Maria, iată numai Maria, Maria din Betania, sora lui Lazar, și Marta, cărora Domnul le arată că principalul lucru pentru creștini este viața cu Iisus, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, și cu aceasta am ajuns la punctul culminant, la lecția noastră de morală, la ce exemplu luăm noi și în special femeile creștine, din zilele noastre, de la Sfintele pomenite astăzi și în calendar, și în sinaxar, și în Evanghelie, femeile mironosițe. Dacă ar fi să vă spun de pe la spovedit, de câte ori mi se face frig pe șira spinării și mi se face pielea ca pe găini, de groază și de spaimă, ascultând
mărturisirile mai mult sau mai puțin sincere ale unor femei, mironosițe, în ghilimele, ori nu m-ați crede, ori ați zice că nu mai sunt în apele mele, ori că am ceva împotriva femeilor. Nu știu ce-o avea împotriva lor, dar de la Sfinții Părinți atâta știu că numai femeile, cele care trăiesc cu adevărat o viață cu Domnul nostru Iisus Hristos, sunt mirofore, mironosițe, cu mântuirea în buzunar. Ca cele din Evanghelia de astăzi. Și răspânditoare de parfumuri duhovnicești, prin Duhul blând și liniștit, prin seninul lor, prin pace, smerenie, jertfă, armonie, bucurie, dragoste curată și celelalte. Iubiți credincioși și credincioase, după slujbă, care vă știți așa cum am spus mai înainte, cu Duh blând și liniștit, cu smerenie, cu pace, cu senin, aș vrea să vă văd și eu, să mă bucur și eu, să mă înseninez și eu, pentru că tare sunt înverzit la suflet, tare sunt amărât și tare sunt acrit de miruielile diavolești ale celor ce se spovedesc, dar și ale celor care nu îndrăznesc să facă lucrul acesta din motive. Și ca să vă încredințez mai tare de lucrurile acestea, o să vă spun mai departe, nu numai din experiența mea, de nevrednic duhovnic, ci din viețile Sfinților și din scrierile lor. Sfinții noștri, Părinții ai Bisericii Ortodoxe, să știți că spun lucruri foarte grave, desperiat, referitoare la femei în general și în special la mironosițele din veacul de pe urmă, adică la zilele acestea, la vremea noastră. Așa unii sfinți, prin inspirație dumnezeiască, spun că din cauza gurii rele a femeilor, din cauza limbilor ascuțite și din cauza dinților piliți, numai o femeie din 10.000 se mântuiește. Pentru că de obicei femeia întâi grăiește și după aceea gândește. Nu știu cât adevăr o fi în cuvintele acestea, însă să știți că și eu am auzit de la cele care se vor mai sincere pe la spovedanie, lucrul acesta, zice, Părinte, eu îmi dau seama că de multe ori spun ceva pe ce mă gândesc. Ba de multe ori pe la spovedanie, după multe drăguieli, naibe, blesteme, cârtel, bârfel, pâri, judecăți, osândiri, calomnii, invidii, gelozii, vorbiri de rău, laude și alte cârieli ale femeilor, când să le spun eu să nu mai fac așa ceva, că e păcat mare și că vor pica la prima vamă, ele, mironosițele, mi-o taie rapid
Și mă iau înainte și îmi spun, Părinte, asta sunt eu, n-am ce să... N-ai ce să-mi faci? Nu pot să mă schimb? Ce să fac dacă îi pus gura rău? Auziți, iubiți credincioși? Exact ca și Eva în rai. Așa și evele contemporane, tot pe bunul Dumnezeu îl acuză că le-a pus gura rău sau că le-a făcut gură. Trebuia să le facă mute, fără gură sau cu gura pe la călcâie pe undeva. Oricum, în altă parte, că acolo a pus Dumnezeu gura rău. Sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit expresia aceasta. Tot așa, zic ele că a greșit Dumnezeu, că le-a făcut pe femei cu posibilitatea de a naște brunci, cu posibilitatea și cu darul minunat de procreere. Și tare nu le convine lucrul acesta. Așa că la sfatul diavolului ori se feresc, ori întrebuințează pastile, ori vin fiert, ori mătrăgună, ori leandru, ori alte buruieni, ori antibebi, ori anticoncepționale, ori inversiuni, ori perversiuni, ori planning familial, ori de-a dreptul își omoară pui în pântece pruncilor încă nenăscuți și se duc să facă nenorocirea aceasta pe la abatoarele de copii sau pe la babe doctoroaie care și-au vândut sufletul diavolului. Femei criminale, tot mironosițe, în ghilimele, și-a ajuns să numere săracele mironosițe câte 30-40 de avorturi, după aia se plictisesc, nu le mai numără, le fac așa fără număr și după aceea se miră cât de ce le strânge Dumnezeu cu șurubul, de ce le bate Dumnezeu cumva. Mironosițele zilelor noastre, mame ucigașe, mame balauroaice, zicea un părinte, de vrăjitoare nu mă mai vorbesc, că e plină lumea și cărțile și caietele și ziarele și toate revistele, de goliciuni, la fel nu vă mai pomenesc, că am pomenit dumneavoastră pe la spovedanie. De traseiste, nu, nici atât nu vă mai spun, că le vedeți cei care circulați. Și de lupanare nu mai zic nimic. Cam de astea și altele, chiar mai mari decât acestea, fac mironosițele actuale. Dar dintre toate urăciunile pe care le fac ele și pe care le aud pe la spovedanie, cel mai tare și mai tare, mă uimește un lucru. Mă uimește ambiția femeiască și mândria ei de a-l conduce pe bărbat. Și câteodată, pur și simplu nu-mi vine să cred ce pot să facă femeile creștine botezate în numele Sfintei Trăimi ca să-și conducă bărbatul de nas ca pe bou de verig. Cu pești, cu spurcăciuni, cu moșmoane, cu vrești, cu descântece, cu legături, cu ață de la mort, cu cuțitul, cu tot ce o învață diavolul spre pagubă ei, a bărbatului ei, a copiilor ei, a familiei ei și a neamului omenesc întreg.
Mironosit, eram acum vreun an sau doi chiar undeva cu niște personalități feminine și mă uitam la o casetă extraordinară cu Părintele Calistrat, care predica, spunea învățături tare de tot, pentru toată lumea bune, dar mai ales pentru femei. O persoană care era acolo plângea. Și plângea tare. Plângea cu suspirii. Și o întreb. Chiar așa de mult v-a plăcut predica aceasta, Părintele Calistrat? Zice, da, Părinte, Părinte, suspine. Da, Părinte, mi-a plăcut extraordinar. Și ce ți-a plăcut mai mult și mai mult, o întreb eu. Și cel mai mult și mai mult mi-a plăcut atunci când a zis Părintele că femeia este Dumnezeu. Tare mă unge pe piept lucrul acesta. Sigur că am început să zâmbesc în durerea. Zâmbire așa, plângere. Pentru că ea, săraca, nu înțelegea ironia și nu pricepea mustrarea Părintelui că, într-adevăr, ca să ajungă Dumnezeu, ca să-L ajungă pe Dumnezeu din urmă, Eva a făcut neascultarea aceea și s-a luat după șarpele diavol, care i-a spus numai bazaconii că Tatăl Ceresc de-aia a oprit-o să mănânce mere, pentru că e frică lui Dumnezeu că ia locul. Și ascultând de Sarsailă, iată că n-a mai ajuns Dumnezeu, ci s-a ales praful și pulberea de întreg neamul omenesc. Și dacă nu venea Mântuitorul Iisus Hristos, și dacă nu bătimea, dacă nu se răstignea, dacă nu murea, dacă nu învia, în străfunduri de ea era cu toții. De aceea spun Sfinții Părinți și Sfântul Ignatie Brancioninou și Sfântul Evrem Siru și alții, că femeia și pe duhovnic vrea să-l învârtească și să-l conducă, să-l stăpânească. Cum nu mai e de acord duhovnicul cu ea, s-a terminat duhovnicia. Nu mai pace. S-a dus pace. Și am o sumedenie de mironosițe din acestea care au colindat țara toată să caute un duhovnic, dacă se poate și din plastilină, să-l facă așa cum vor ele. Dar n-au găsit. Chiar zilele acestea a trecut pe aici un părinte care îl iubesc tare mult, un om mare, un om duhovnicesc, Părintele German de la Muntele Rece, și îmi spunea cu durere simția asta, îmi spunea speriat și Părintele, că vreo trei eve au trecut și pe acolo, pe la dânsul. Au stat un timp și când au văzut că nu pot să-l ducă de nas pe Părinte, s-au supărat ele și au plecat. Dar n-au plecat cu mâna goală, ci au umplut toată Transilvania că Părintele e căpcăun, că e bălaure, că
că-i terorist, că-i talibanii, că-i hitlerist, că-i pătimaș, că-i criminal, că-i căzut, că-i multe și multe. Și toate acestea, numai pentru că Părintele le cerea ascultare, tăcere, rugăciune și celelalte din scrierile Sfinților Părinți. Dar tocmai pe acestea nu le vrea lumea de astăzi și în special unele din femei, care, așa cum v-am spus și așa cum știți, caută cu totul și cu totul altceva. Comoditate, lux, plăceri, viața ușoară, voia proprie impusă înaintea tuturor și așa mai departe. Pregătindu-mă pentru predica asta amărâtă, dau peste câteva texte din Sfânta Scriptură care mi-au dat tare de gândit și o să vi le spun și dumneavoastră, probabil o să vă dea și dumneavoastră măcar de gândit. În cartea Proverbele, zice așa, la capitolul 11. Sigur, toate vor fi referitoare la femei. Zice, inel de aur în râtul porcului este femeia frumoasă și fără minte. Capitolul 12. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbat, iar cea fără cinste, un car în oasele lui, îi roade oase, precum cancerul acela de oase. Capitolul 22. Mai bine să locuiești în pustie nespălat, nepieptănat, nemâncat, neîncălzit, necălcat, decât cu o femeie certăreață, capricioasă și supărăcioasă. O groapă fără sfârșit este gura femeilor, zice la capitolul 14. Și am găsit femeia mai amară decât moartea. Capitolul 7. Nici o rană nu este ca rana inimii și nici o răutate ca răutatea femeii. Sfânta Scriptură. Orice răutate este mică față de răutatea femeii, capitolul 25, versetul 11. Din haine iese molia și din femeie răutatea. Nu știu, o fi avut ceva cu femeile, cine a avut ceva împotriva lor, cred că. Capitolul 42. Și multe, multe altele, vedeți și dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, câte atenționări, și sunt tare multe acolo, cei care nu crede să le citiți. În continuare, numai două binecuvântări. Zice, darul Domnului este femeia tăcută, nelimută, neotrăvită, neobraznică, neîmpotrivitoare și femeia binecrescută nu are preț pe pământ. Capitolul 26. Dar peste dar este femeia rușinoasă și nici o comoară nu prețuiește cât o femeie înfrânată. Tot la capitolul 26. Celor care nu le vine să creadă, repet, și sfătuiesc să citească Sfânta Scriptură,
și în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, de exemplu, la 1 Timotei, capitolul 11, Sfântul Apostol Pavel: nu îngădui femeii să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștit, cu duhul blând și liniștit, că Adam s-a zidit întâi și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia amăgită, fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă și așa, în loc să asculte de bunul Dumnezeu și să fie supusă ca îngerii, a ajuns mândră ca demon. Și într-adevăr, și Eminescu are o poezie, înger sau demon. Înger ceresc este femeia când se smerește și când își pune însușirile sale în slujba Domnului, însă drac împelițat se face femeia când își arată ambițiile în slujba răului. Ori asta înseamnă, iubiți credincioși și credincioaselor, nenorocire mare pe pământ. Asta înseamnă să cauți, o să vedeți dumneavoastră mai încolo de ce spun, să cauți morți sau lucruri moarte. Și asta e întrebarea noastră, așa întrebau și îngerii astăzi în Sfânta Evanghelie. Pe cine căutați? Pe Iisus? De ce căutați pe cel viu printre cei morți? Îngerii se mirau că oamenii îl caută pe cel viu, pe cel ce este viața în locașurile morților. Și într-adevăr, iubiți frați și surori, pe îngeri nu învierea Domnului i-a uimit, ci nașterea mai ales și moartea, taina cea din viața ascunsă și de îngeri neștiută cântăm noi de mai multe ori într-un an. În schimb, oamenii, pe oameni și pe femei, iată că învierea îi uimește și pentru că îi uimește să ascund ca apostolii și nu cred și vor să pipăie ca Toma și îl caută ca pe un mort, ca mirorosițele din Evanghelia de astăzi. Și ați văzut că Evanghelia de astăzi spune că au tăcut, deși Domnul le-a spus și le-a trimis, spuneți ucenicilor că voi fi înaintea lor în Galileea. Ele de frică au tăcut. Altele l-au confundat cu grădinarul, ca Maria Magdalena, pentru că tot și toate, și apostolele și mironositele căutau un mort. Cum toată lumea umblă acum bezmetică după morți și după lucruri moarte, de aceea este atâta nebunie în lume și de aceea este atâta haos și păcate și stres și moarte. Un Sfânt Părinte, acum vreo câteva sute de ani, spune că va veni vremea când veți cumpăra moarte și veți mânca moarte cu lingura. Și în acea clipă, zice Evanghelia, Domnul o strigă pe mironosiță pe nume, zice Maria. Imediat aceasta și-a dat seama că îl are înainte pe Mântuitorul Iisus Hristos în viață. În momentul acela s-a sfâșiat un văl de pe mintea Mariei. Ori, iubiți frați și surori, acest văl trebuie să cadă și de pe mintea noastră odată și odată.
Să deosebim lucrurile duhovnicești de cele pieritoare. Să nu confundăm pe Dumnezeu nici cu grădinarea, nici cu descântătorii, nici cu radiesteziștii, nici cu yoghinii, nici cu sectarii, nici cu hristoși mincinoși, nici cu proroci mincinoși, nici cu vrăjitorii, nici cu paranormalii, nici cu anormalii. Dumnezeu este Dumnezeu. Este o formulă folosită de iudei în rugăciunile lor când se adresează lui Dumnezeu. Și această expresie se apropie foarte tare de mărturisirea lui Toma de duminica trecută: Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci, iubiți credincioși, ca o concluzie, în încheiere, noi trebuie să știm că prin înviere ni se deschide această comuniune cu Dumnezeu Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh, și că Dumnezeu este Tatăl lor. Și trebuie să fim încredințați de această realitate de dincolo, dar realitate. Și ea trebuie să fie măcar de acum încolo în centru atenției noastre. De aceea atâtea ziceri prin Sfintele Scripturi pentru noi toate: căutați împărăția cerului și drept Tatălui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să dea slavă lui Dumnezeu care este în ceruri. Nu vă adunați comori pe pământ. Nu vă îngrijiți ce veți mânca și ce veți bea și ce veți. Fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Fiți desăvârșiți. Și multe, multe, multe alte sfaturi și cuvinte de folos. Deci, înțelegând aceste lucruri, să ne bucurăm și noi cu ucenicii și cu mironositele, că până la urmă a ajuns o mironosiță la apostol și le-a spus că Hristos a înviat. Și pentru că în fruntea tuturor mironosițelor stă preasfântă Născătoare de Dumnezeu, a cărei sfințenie a depășit mult mirarea îngerilor și a oamenilor, să rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Preacurată Fecioară Maria, de împreună cu toți sfinții și cu toate sfintele femei, mironosițe, cuvioase, mucenițe, mame, fiice, postitoare, împărătese, mărturisitoare, întocmai cu apostoli, din toate timpuri și din toate locurile, care s-au învrednicit de bucuria învierii, să mijlocească la Tatăl Ceresc, la tronul Preasfintei Trăimii, ca la judecată să avem parte și noi de iertare, de milă, de har, de fericire și de mirul veșnicei împărății al lui Dumnezeu și de bucuria tuturor sfinților. Amin. Hristos a înviat!